așa încât pot să fac pe maestru de ceremonii și să deschid cea de-a 43-a ediție a Institutului Blecă, un club de lectură, cenaclu, atelier, pe care l-am pornit la București în 2009, în toamna lui 2009. Și iată că după aproape 2 ani am ajuns la ediția 43. Suntem pentru a doua oară la Bistrița, poezia e încă la Bistrița, pentru încă o oră, două, la capătul unui festival care a fost foarte antrenant și în care eu unul m-am simțit din nou ca acasă. E o ediție specială, nu mai fiindcă sunt mai rare edițiile pe care le fac prin țară, pe care le facem prin alte orașe, ci și fiindcă sunt Ana Dotu și Emilia Zăgrean, sunt două tinere poete pe care le-am cunoscut de curând, ale căror texte au ajuns și la mine pe diverse filiere în ultimele luni. Pe Emilia cred că o știu din o antologie Licat, dacă nu înșel, nu? A participat la concursul ăsta. Și Ana tocmai a publicat într-un volum colectiv Zona Nouă. E vorba de un grup de poeți și prozatori formați, care sunt în curs de formare în Sibiu. Sunt acolo oameni foarte, foarte talentați, care cresc într-o atmosferă pentru care îi invidiez. Bun, fără să lungesc vorba, o să-i dau cuvântul Anei. Ana Donțu ne va citi. Unii dintre voi ați mai auzit-o zilele astea la sinagogă, dar nu e rău să o auzim și într-un cadru mai restrâns. Oricum, poemele ei sunt mai degrabă camerale. S-ar putea se potrivească mai bine aici, acum două zile la sinagogă. Ana Donțu.